George Costin, mulțumesc că ești cu noi. Uite, Teatrul schimbă lumea, zice această a 27-a ediție a Festivalului Național de Teatru. Am ieșit în stradă să vedem cum schimbă teatrul lumea. Ce zici? E bine, suntem prea puțin deocamdată. Așteptăm să iasă publicul. Da, apropo de asta, publicul care este... Am văzut oamenii intrând, am văzut figurile lor, am văzut lumina din ochii lor. Festivalul ăsta de teatru este o bucurie mai ales pentru public. Cum se vede de la tine, de la actor? E cel mai important lucru. De multe ori sunt întrebat dacă apuc să merg, dacă mă duc la spectacole și ce părere am. Și totdeauna răspund că e irelevant ce părere am eu. Eu nu mă consider un spectator de teatru, cred că sunt viciat, așa cum suntem mai toți cei din lumea teatrului. Și până la urmă, cel mai important lucru este părerea publicului și ce simte el, ce înțelege el, ce îi place, ce nu îi place, e extraordinar de important, nu mai important decât părerea mea. Poate teatrul TV să suplinească ce nu reușesc întotdeauna să lire sau că este o idee bună să avem teatrul la televizor? Este o idee extraordinară, e un mod de a populariza această artă, e un mod de a oferi acces oamenilor care poate nu au acces la un spectacol de teatru, pentru că una este să trăiești în București, unde sunt totuși câteva teatre, prea puține din punctul meu de vedere, și alta este să trăiești undeva departe, într-o comună sau un sat. Eventual într-un loc în care nu ai teatru. În care nu ai teatru, cel mai apropiat teatru poate este la 30-40 de kilometri și e departe și poate nici nu-ți, mulți oameni cred că nu-și permit, pur și simplu. Un act artistic, teatrul, orice formă a unui act artistic, a schimbat pe cineva? Pe Claudius în Hamlet, dacă nu mă înșel, nu? Că... acolo se vorbește despre asta, că odată un vinovat la teatru, văzându-și crima reprezentată pe scenă, a fost atât de mișcat încât și-a mărturisit-o. Nu știu un caz atât de, cum să spun eu, catartic, dar simți când publicul se regăsește. Simți. Am să-ți dau un exemplu banal. Jucam o piesă pe care o să sperăm că o să o reluăm, Mobilă și durere, Mazilu. Și este o piesă care vorbește despre o perioadă de acum 50 de ani, dar despre o perioadă despre o zonă pe care o găsește astăzi în marile corporații. Și am observat foarte interesant că acel gen de public, oamenii care lucrează în corporații și așa mai departe, veneau la această piesă preponderent, veneau la această piesă pentru că se regăseau foarte mult. Suna clopoțelul, era ceva cunoscut. Se regăseau și se amuzeau copios. Da. Deci, așa, cazuri concrete n-aș putea să citesc, dar cu siguranță oamenii se regăsesc, cred că de aia și vin la teatru. Ce joci în festival anul ăsta? Am jucat... Și hai să fac o invitație pentru telespectatori. Am jucat la Teatrul Creangă, am jucat Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte în direcția de scenă al Victorian Frunză, alături de colegii mei și trupa ta de trupa suflet, noastră, experimentul Victor Ioan Frunză, laboratorul. Hai să-i spunem laborator, pentru că experiment poate te îndepărtează de teatru. Hai să spunem cercetare, parcă sună mai bine. Important să vorbim despre noi. Avem o trupă, într-adevăr, și avem deja un repertoriu și o experiență bogată. Unii dintre noi ne știm de 10 ani, cu alții de 5-6 ani. Asta este un lucru extraordinar, să poți să lucrezi într-o asemenea echipă și să faci un soi de cercetare și să poți să faci cu oameni care împărtășești aceleași valori, să faci spectacole de teatru așa cum îți dorești să le faci. Care sunt spectacolele? Spectacolele din FNT de anul ăsta. Spectacolele sunt Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, după cum ziceam, și al doilea spectacol este Amadeus, la Teatrul Metropolis. De asemenea, dacă nu sunt bilete acum și din ce știu eu nu mai sunt, îi așteptăm pe cei care doresc să vadă acest spectacol la următoarele reprezentații. Ești omul rău în Amadeus. Sunt doar un personaj. Ești doar Salieri. Sunt doar Salieri, da. Dacă crezi asta, vino să te convingi că nu e tocmai așa. De unde îți vine bucuria? În ce sens? Când ești bucuros, de unde îți vine bucuria? Din faptul că îmi place ceea ce fac. E singura sursă.